Poți să repari chiuveta asta, să o faci să nu mai curgă? Dacă îmi dați o bucată de hârtie să-i facem un dop, se rezolvă. Ce fel de hârtie? Poate să fie și de 25. Nu vă supărați. Eu aș sfătui pe toată lumea, fie iarnă, fie vară, să doarmă cu ferestrele deschise. Nu vă supărați. Dumneavoastră sunteți medic? Nu. Hoț. Dacă ai scris Cristinei pe adresa de acasă, de ce mi-ai scris pe plic pentru Cristina personal? Pentru că țin cu orice preț să citească și bărbatul. Drojdic, e cum poți să bei ceva atât de oribil? E, ca să vezi, tu credeai că eu beau ca să mă distrez, să mă înveselesc? Vezi și tu ce greu e. Drojdic, îl las copul la cozonac. Nu, vă rog, vă rog, nu vă deranjați, nu. Vă rog, lăsați, lăsați. Rămâneți pe locul dumneavoastră. Dați-mi voi, vă rog. Da, vă rog, lăsați. Eu știu că bărbații bine crescuți se simt obligați să cedeze locul femeilor, dar să știți că eu nu mă simt obosit. Da, dați-mi voi, vă rog. Da, vă rog, da, vă rog, da, nu stați, domnule, pe locul. Da, dați-mi voi, vă rog, dude, am ajuns acasă, trebuie să cobor. Sofico! Sofico! Da? Papagalul nu mai e în colivi. Nu știi ce s-a întâmplat cu el? Nu știu, dar acum câteva minute am observat că pisica vorbește.